de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, dragobete, dragobete, adică astăzi vorbim despre dragoste. Dragostea este pe toate drumurile. În neamț, toți sunt îndrăgostiți, dar astăzi merită să vorbim mai mult despre dragostea celor despre care tot timpul vorbim în emisiune. Politicieni, oameni din administrație, etc. Toți sunt îndrăgostiți. În primul rând, politicienii și cei din administrație, conducătorii administrațiilor publice locale, sunt îndrăgostiți de buget. Acum, nu întâmplător au băgat bugetul în discuții, l-au aprobat și îl pun în discuții, în perioada dragobetelui, ca fiecare să-și poată demonstra cât mai tare atașamentul față de bugetul țării, bugetul județului și apoi bugetul localității. Da. Dragostea față de buget merge și mai departe și ajungem la dragostea față de sistemul bugetar. Am cinstit și ești un învățător care ajungi pe o funcție politică, îți poți manifesta dragostea față de buget ducându-te să lucrezi într-o instituție județeană de unde poți să-ți conduci filiala de partid mult mai bine, având un salariu demn asigurat de către șeful de partid. Și lucrurile merg tot așa. În ultimul timp, DNA-ul s-a îndrăgostit de politicieni și de funcționari din neamț. Ultima dovadă de dragoste a venit ieri. Au fost trimiși în judecată deputatul Mugur Cosmanciuc, fostul prefect, cel mai tânăr prefect, mulți au crezut în el la vremea aceea, și apoi președinte de Consiliul Județean, apoi șef pe la diferite instituții pus de Gheorghe Ștefan, după aia de Ionel Arțene. Și iată, vroia să fie alături și de Mugur Cosmanciuc, vorbim despre Vlad Marcoci și un misterios om de afaceri din alt județ Cică, toți trei trimiși în judecată, ceva în legătură cu trafic de influență, din câte am înțeles din comunicat, fapta respectivă nu s-ar mai fi produs, există doar intenția, dar om trăi și om vedea despre ce este vorba. Deci, dragoste, dragoste, dragoste peste tot. Din dragoste pentru consilierii locali din Piatra Neam și nu numai, facem și noi emisiunea asta de astăzi. Și vreau să vă spun de la început, cei care nu au răbdare să asculte, să vadă și să încerce să înțeleagă câteva lucruri despre mecanismul prin care se cheltuie foarte mulți bani, sunt invitați să treacă în alte zone de interes pe emisiuni. Deci, astăzi o emisiune despre cum frumos, pe hotărâri de Consiliul Local, se duc niște bani fără ca nimeni să întrebe de ce, fără ca nimeni să se întrebe, băi, e normal să se întâmple lucrul ăsta? Vedem că sunt ședințe de Consiliul Local în care apar onor cei care ne prezintă lucrurile astea și spun, trebuie să majorăm nu știu ce cheltuială. Și acolo ți apare o înșiruire de lucruri, de ce trebuie cheltuiala aceea majorată. Și lumea stă, și se uită în proiectele acelea, bă, dacă trebuie, trebuie. Și ridică mâna. Pentru că mâine este o ședință de Consiliul Local la Piatra Neamț, o ședință importantă din punctul meu de vedere, și sunt câteva proiecte de genul ăsta, vreau să insistăm pe ele, repet, cine nu e interesat de cum se cheltuiesc banii publici, poate să acționeze nu telecomanda, ci ori pe telefon, ori pe unde vrea el. Să spunem că ședința asta este importantă pentru că se vede și o schimbare de atitudine la nivelul primăriei. După ce a încercat să schimbe niște directori de societăți, sau cel puțin unul, și n-a reușit, primarul acum introduce niște reguli de raportare, doar să o simți aia care trebuie să plece. Ele existau și înainte, obligații, dar nu mai contează, e bine că se dă un semnal. Poliția locală primește, ca să spunem așa, un avertisment galben, dar vom vorbi despre asta într-o altă emisiune. Și
ajungem la ceea ce vroiam să vă spun. De mai multe ori de aici, de pe acest loc și din partea cealaltă, din platou, s-a vorbit despre cele două proiecte europene mari semnate de domnul Chitic, care se referă la, așa zisă, reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa nord, pe axa est-vest, Bulevardul Decebal, Piața cu Gălnicianu, Bulevardul Traian, așa, care trebuie să intre în curând în execuție. Cât de curând o vedea. Ei bine, avem două proiecte în ședința asta, proiectul 8 și proiectul 9, dacă nu mă înșel, în care consilierii sunt invitați să voteze aceste cheltuieli. O să încerc să pun pe ecranul meu ca să putem urmări. Dacă poți da ecranul meu în televizor, dacă se poate, se poate. Dacă nu, o să încerc eu să explic, deși era bine dacă puteam vedea. Deci, ni se spune așa, că avem un proiect, că trebuie revizuită faza DALI în cuantum de 32.727.958 de lei, inclusiv TVA. Ai reușit? Da, trebuie să fac o mișcare, ca să, altfel degeaba încercăm să vorbim. Da, să vedem dacă reușește. E cu codul 009 la coadă. Dacă nu, fotografia pe care ți-am trimis-o dimineață, te rog să o pui pe aceea. Deci acum ce putem vedea? Proiectul, da? Aș vrea să-l mărești, dacă se poate și mai mult. Dacă nu se poate, asta e. Deci o să observați acolo că este la mine, dar acum îi dau drumul din nou și îl măresc. Deci o să observați că avem așa 25.624.000 de lei care reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile în proiect. Reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă pe care o primește primăria. Așa. După aceea avem 512.487.000 de lei, inclusiv TVA, reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului. Adică poate să pună beneficiarul ăștia-s bani, ok, în proiect. Și urmează așa. 627.171 de lei și 64 de bani, inclusiv TVA, valoarea cheltuielilor neeligibile rezultată la faza DALI revizuit. Rețineți, ne aflăm la faza DALI revizuit. Și aici spune, astea sunt cheltuielile neeligibile. Și mai avem după aceea mai jos, 5.440.351 de lei și 10 bani, valoarea cheltuielilor eligibile, dar nefinanțabile. Adică sunt cheltuieli care le faci tu, primărie, dar nu sunt finanțate, deci le iei din bugetul tău. Și ce rezultă? Că ni s-a spus așa, va fi un proiect cu o cotă de cofinanțare mică pentru municipiul Piatra Neamț. Mică, 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 așa ne spunea domnul Chitic. Ce observăm în momentul acesta? Că dacă adunăm 5.400.000 cu 627 cheltuieli neeligibile, cele două de jos, ajungem la 6 milioane de lei din 32. Ceea ce arată că acea cotă de contribuție proprie a municipiului este mult, mult mai mare decât cea anunțată. Dar, văzând aceste cheltuieli crescute, am întrebat la primărie ce reprezintă ele. Și am obținut, îmi cer scuze, un răspuns și aș vrea să-l vedeți și dumneavoastră, pentru că așa este corect. Dacă poți să-l pui întreg, nu trebuie să mă văd eu neapărat. Răspunsul este așa, primit oficial. Reorganizarea coridorului, deci
au crescut prețurile datorită necesității întocmirii de către proiectant, fără costuri suplimentare a unei noi expertize tehnice. Deci înseamnă că nu sunt costuri suplimentare și, mă rog, ocazie cu care au fost realizate și alte măsurători de teren. Rețineți foarte atent lucrurile astea. Prin care s-a constatat că starea de viabilitate a celor trei străzi a scăzut de la momentul întocmirii expertizei. Deci a scăzut. Datorită fenomenului de îngheț-dezgheț și a lipsei de întreținere. Fapt care a dus la degradarea stratului suport. Astfel, pe Bulevardul Traian a apărut un strat de mixtură asfaltică AB22,4 în grosime de 6 cm, strat care n-a fost prevăzut în cadrul documentației DALI, fapt care a condus la majorarea bugetului. Totodată, în cadrul proiectului tehnic s-a realizat geometrizarea în profil longitudinal printr-un program de proiectare-geometrizare care a dus la o grosime medie a stratului de preluare de denivelări de aproximativ 4 cm. Să încercăm să traducem. S-a făcut studiu în care nu s-a ținut cont de fenomenul îngheț-dezgheț, că dar să știe ea când va fi gata asta. Între timp a mai apărut un strat de 6 cm de asfalt, ceea ce a crescut prețul. N-a fost prevăzut, dar s-a mai făcut acum un studiu. Mergem mai departe. De ce a mai crescut prețul? Datorită valorilor la nivelul trotuarelor, creșterea valorii la nivelul trotuarelor datorită faptului că în cadrul proiectului tehnic a fost prevăzută reabilitarea tuturor rampelor cu dizabilități, lucrări de refacere a treptelor care nu au fost cuprinse în DALI inițial. Deci, s-a făcut un DALI, nu știți ce este DALI. Imediat vă spun ce este DALI, o secundă, ca să ne lămurim cu toate lucrurile astea, un pic numai să ajungem la DALI, că sunt multe. DALI înseamnă documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și se realizează în general pentru lucrări de reparații. Spune o chestie oficială. Ce se întâmplă dacă DALI și studiul de fezabilitate sau documentația tehnico-economică este proastă? Și ne spune un specialist. Deci, ne spune că de obicei sunt prost făcute, nu sunt realizate corespunzător și din această cauză cresc costurile pe proiect substanțial. Ne întoarcem, ieșim și ne întoarcem la răspunsul pe care îl aveam de la primărie. Deci, DALI n-a ținut cont, inițial, n-a ținut cont de trotuare, de rampe, da? Pentru cei cu dizabilități, lucrări de refacere a treptelor. Adică s-a dus un specialist și a zis așa, trotuare. Păi ce nu sunt? Trebuie rampe. Lasă bre că le facem noi acolo cu constructorul. Numai că acum vin băieții ăștia și ne explică că de asta a crescut prețul încă o dată. De la stadiul celălalt, de când s-a aprobat deja de către Consiliul Local. Ce ne mai spune răspunsul? Creșterea prețului s-a datorat și montării indicatoarelor rutiere în concordanță cu profilul străzii. La fiecare intersecție sau viitoare intersecție semaforizată fiind necesare, indicatoare de drum cu prioritate, bandă dedicată pentru autobuz, treceri de pieton, parcare interzisă, etc. Indicatoare care nu au fost cuprinse în DALI inițial, fapt ce a condus la majorarea proiectului bugetului. Deci, vine un specialist, face un DALI, zice, bă, aici străzile, ce Dumnezeu mai punem și indicatoare? Las că le punem data viitoare și mai mărim un pic prețul. Nu e eligibil în proiect. Și cine doare pe noi capul? Că votează șmecherii aia care sunt acolo. Votează că doar de dragobete. Sau a dat zi după dragobete și din dragoste față de buget votează. Și nu întreabă nimeni nimic. Și nici nu trage pe nimeni la răspundere. Mergem mai departe.
Ce ne spune prea frumosul răspuns? Cheltuielile au crescut datorită relocării unor stâlpi de iluminat situați în sensul legiratorii de la intersecția Bulevardului Decebal cu Piața Cogălnicianu, respectiv Piața Cogălnicianu, Strada Orhei, Bulevardul Traian, Strada Ozană, lucrări neprevăzute în faza DALI inițial, conducând la majorarea bugetului. Deci s-a dus specialistul nostru cu calculatorul, cu tableta, cu tot, și a zis, ăsta este intersecția aia cu aia. Și acolo stâlp. Nu este, domne, lasă. O să fie în DALI când revizuim DALI și semnează ăștia majorarea bugetului. Cam așa, oameni buni, se fac lucrurile când e vorba de banii municipalității. Și revenim încă o dată, uitați-vă la aceste cifre. Și avem 25 de milioane plus 3 milioane plus 500 de mii bani care sunt de contabil, nu dăm noi bani de la noi. Și urmați-vă următoarele chestii, 6 milioane bani dați de la noi, din care, acum mi se spune, că 627.171 cheltuieli în faza DALI revizuit. Revizuit. E destul de ciudat. Este destul de ciudat. Pentru că așa se întâmplă de foarte mult timp, în special cu proiectele de la Piatra Neamț. Se sparie gândul dacă cineva de la primărie, poate se gândește domnul primar Carabelea, să spună un funcționar să scoată toate cheltuielile neeligibile, nefinanțabile la proiectele de la Piatra Neamț și să vedeți că mai puteam face vreo două proiecte. De ce? Pentru că sunt făcute din pix, din birou, la ordin, de multe ori în grabă, hai să prindem și proiectul ăla pe ultima 100 de metri. Păi de ce n-am făcut până acum? Dar știi că până acum n-am știut dacă putem prinde. Așa. Și să mergem mai departe. Dau eu un pic ăsta mai sus dacă pot. Nu pot. Deci, articolul 3 spune în proiect. Se aprobă contribuția proprie în proiecta UAT-ului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor eligibile, dar nefinanțabile ale proiectului, adică 5.400.000, așa, cât și contribuția de 2% din valoarea proiectului de 520.487 de lei. Atâta trebuia să dea primăria oficial în acest proiect. Dacă de la început studiul de fezabilitate, după aceea DALI inițial, v-am spus ce este DALI, da? Dacă astea erau făcute ținându-se cont de toate lucrurile astea, sigur se încadrau în cheltuieli. Acum aflăm că, domne, nu se pot încadra în cheltuieli, că depășea valoarea finanțabilă, pentru că, vezi, doamne, au apărut lucrurile astea noi. Este de rușinică, este o dovadă a faptului că din punctul ăsta de vedere trebuie ca cineva să pună nu știu, piciorul sau ce în prag acolo, să nu mai permită ca documentațiile să fie făcute doar după ureche, pentru că se cheltuie bani degeaba, foarte mulți degeaba. Și acești bani care se cheltuie degeaba sunt bani de la buget, spune foarte clar în proiectul de hotărâre, ei sunt bani cu care se putea face altceva. De la 2% cotă de cofinanțare, ajungem undeva spre 40% dacă luăm toate cheltuielile. Ceea ce înseamnă că proiectul devine un fiasco din punct de vedere financiar. Trecem peste ceea ce spunea foarte multă lume, că proiectul va produce o bulversare la nivelul orașului care nu va fi compensată de modul de execuție. Mai vedem undeva, tot pe aici prin documentele astea, că trebuie cheltuieli în plus pentru canalul tehnic, care cică nu era prevăzut. De ce?
cheltuim 1 milion de euro pe un proiect, numai pe unul, n-am intrat și în celălalt ca să-l discutăm. Cheltuieli în plus din cauza unor inși care nu și-au făcut treaba la timpul potrivit. Și toată lumea merge în ședințele de comisii la Consiliul Județean și a, da, e un proiect european. Cum să nu aprobăm la un proiect european? Cum să nu aprobăm la un proiect european? Ba, aprobăm. Și în rest, Dumnezeu cu mila. Și cu, să vă zic eu, fără grija cuiva că ar putea plăti pentru așa ceva. Deci, ne scrie cineva, piese auto, trebuie indicator de calitate la 1500 de euro bucata. A, stai un pic. Nu, astea erau numai alea care le punea ei, stâlpii, indicator, alea e altă afacere. Plătim o groază de bani din buzunarul public ca să ne desfințeze 1000 de parcări, să ne reducă bulevardele la o bandă de sens. Noaptea minții. Moare comerțul și mulți antreprenori vor fi afectați. Stați să vedeți blocajele din trafic, pentru că lumea tot va opri și fără parcări. Asta înseamnă să fii nepăsător. Trebuia să vorbești cu toți comercianții, firme, antreprenori, cum să îi ajute pentru a putea, pentru a progresa și pentru a vedea ce îmbunătățiri se pot face și ce sprijin pot să ofere și ei în, aceste, în acest sens. Da. Nu s-a făcut dezbatere publică. Pentru asta sunt vinovați toți cei din primărie. Sunt vinovați cei din executiv, domnul Chitic, domnul Gaglescu, doamna Luminița Vârlan. Sunt vinovați cei din cadrul Consiliului Local că nu i-au tras de urechi și n-au dat cu ei de pământ. Să spună ce este cu acest proiect, dacă nu cumva el s-a făcut doar pentru firmele de asfaltări, ca să mai scoată un ban și o parandărât. Deci, aceste lucruri, pentru asta sunt vinovați. Ne-a explicat domnul primar Carabelea că nu s-a făcut explicația pentru populație, pentru că o firmă de publicitate din Iași n-a făcut. Și firma aceea de publicitate este probabil parte în proiect. Că să vedeți că ne dă în judecată. Pe cetățeni, stimați tovarăși de la primărie, nu-i interesează că dumneavoastră nu puteți. Îi interesează să faceți cu cheltuieli normale pentru lucrare, nu cu șmenuiri, nu cu reveniri peste reveniri și cheltuieli din ce în ce mai mari, cu scuza ridicolă că dacă așa s-a făcut înainte, noi ce putem să facem acum? Păi noi, este un proiect moștenit. Dacă proiectul este moștenit, ce dai cu piciorul la o moștenire? Moștenirea, zici, bă, da, proste și o duci mai departe. Nu este așa. Mâine este ședința Consiliului Local Piatraian. Sunt foarte curios dacă vreun consilier va întreba cine se face răspunzător că n-au fost trecute trotuarele și rampele pentru cei cu dizabilități, refacerea treptelor în proiect și au fost trecute acum în faza Dalia a doua. Cine a făcut Dalia 1? Cine n-a văzut stâlpii din intersecții ca să-i treacă acolo? Sunt lucruri care ar trebui odată și odată reglate în acest prea frumos oraș, care, din păcate, este și condus de oameni care, până acum cel puțin, și-au dovedit atașamentul față de buget doar. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, să aveți o zi frumoasă, astăzi de Dracobete, e și frumos afară, numai bine!